Aceasta este prima spălare a Yeti Box-ului cu cutia pe el. Am făcut și o tură în weekend. Mi-a plăcut tare mult cum nu s-a simțit absolut nimic. Mă rog, fost un pic am aglomerat, deci nu prea am depășit 110-120. Nu s-a auzit, n-am avut nicio problemă, nu s-a mișcat. A stat bine, bine. Super mulțumit. Spațiul din belșug aici sus. Și acum este prima spălare a Yeti Box-ului cu cutia pe el, să vedem dacă intră apă sau nu în ea. Și din câte văd, urmează să vină și ploaia. Ia uitați, un pic am înnorat. Așa că va fi al doilea test. Primul test îl fac eu acum, al doilea test îl face natura mai târziu. Hai să vedem cutia asta de la Leo dacă rezistă sau nu. Da, eu zic că e super ok. Îmi place mult cum arată. E da, așa o formă mai bărbătească, mai o alură mai interesantă. Mai am și un set de jante cu cauciucuri 2022. Jante de aliaj negre. Mă gândesc că așa negru ăsta cu ăsta de aici. Doar că alea sunt pe 17 și balonul e un pic mai mic. Nu e tocmai pentru off-road, dar mă rog, pe timpul verii eu zic că e super ok și cred că se adaptează foarte bine și alea și se descurcă foarte bine. Hai să spălăm mașina. A few moments later. Gata, ia uitați bestia, este lună. Mi se pare că rezistă foarte bine, nu s-a ridicat, nu s-a lovit, rezistă foarte bine asta. Nu-l deschid acum pentru că toată apa s-ar prelinge în el. Dăm o tură și după când ajung acasă îl deschid. Da, oricum el e protejat, apa vine pe deasupra și trece peste închiderea asta. Ce am eu nevoie acum? Caut niște parasolare de-astea, cum le zice, paravânturi. Odată ce deschid geamurile astea pătrate, dreptunghiulare, când le deschizi în mers, dacă nu simți că te ia pe sus. Ca să deschizi un pic aici, să deschide mai mult aici, mă rog, nu știu, ca să-ți iei o gură de aer sau la camping, noaptea, la dublu, să deschideau asta din spate. Dar la asta, la camping, cum mai resești noapte? Dacă ai niște paravânturi de-alea, ai deschis geamul un pic, nu se vede, nu te știe nimeni, în parcări, în... așa. Și neapărat, da, neapărat, preșuri. A fost plecat în weekend, ia uita și aici, ia uitați și aici. Vai de capul meu. Să bag aspiratorul. Dacă aș fi avut și o preșuri de-asta de cauciuc, nu era mai bine decât le scoteam, le spălam odată cu mașina și gata, scăpam, nu mai băgam aspiratorul meu. Asta e, am nevoie de preșuri. Dacă știți pe cineva, pe cine recomandați. Preșuri, nu știu cu astea, cauciucurile sunt bune pentru off-road. Chiar sunt ok astea, au 8 mm, nu știu, sunt 2019, 225, 55, 16, se așează perfect. Urci, am urcat acum mașina plină, 4 persoane. Un cașcai lângă mine s-a chinuit să urce cu cauciucuri pe 17. Eu am urcat o pantă plină cu pietre fără probleme. Nici nu am simțit. Aruc și 4x4 ăsta ajută. Nu știu dacă să le pun pe alea de vară sau nu. Mă mai gândesc. Nu sunt nici astea, nu sunt ateuri. Sunt continentale, alea sunt Michelin 2022. Dar că sunt de vară, astea sunt de iarnă. Sunt mix. Au și fulgul, M plus S, cred că sunt astea, Winter Contact, sau de iarnă, da, nu știu ce să, M plus S, da. Sunt într-o stare foarte, foarte bună, mi-aș plăcut niște jante de aliaj, am capacele astea originale Skoda, mi-aș plăcut niște jante de aliaj, ca să le mai scadă, să mai scadă în greutate, pentru că am mai adăugat greutate pe ea cu ăsta de în față, cu scutul metalic și în spate cu cutia pentru camping. Da.
Ce aș mai dori să fac? Aș dori să schimb emblemele astea. Asta arată bine, dar în spate e cam cojită. Nu, am văzut că nu sunt foarte scumpe, 100 de lei pe EMAG. Da. Și parcă nu prea îmi plac cu verdele ăsta, vreau să vrea cu negru, cum sunt modelele noi. Tot îmi place combinația asta, negru cu... ce e asta? Cachiul ăsta. Ce culoare are? Maro. Da. Nu, uitați, avem acolo un Duster. Aceeași culoare, mă rog, un pic mai deschis. Mult mai deschisă e. Gata, hai, vă las. Gata, am înșăcat, s-am promis că vă arăt dacă s-a infiltrat apa sau nu. Haide să vedem. Aici se desface. Da, și mai are în capăt aici o protecție. Vedeți? Protejează aici să nu se ridice capa cum mers la vânt. Așa. Pacă, pacă, țăcă, pacă. Și... totul este perfect, perfect uscat. Perfect uscat. E să scot eu asta de aici, sub balon încărcat. Nici o picătură de apă. Totul este perfect uscat. Super. Super mulțumit, super încântat.